Vă salut, dragii mei prieteni. Aș dori în clipul acesta scurt de dimineață, până mi se încălzește motorul la mașină, să vă citesc un pasaj din Sfânta Scriptură care mi se pare absolut fantastic, referitor la identitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Știți că a existat de-a lungul istoriei tot felul de oameni care au negat ba divinitatea lui, ba umanitatea lui și alte aspecte legate de persoana Domnului Iisus Hristos, și aceasta este lucrarea anticristului în vremurile din urmă. Cine este Iisus? Avem o scenă, într-un fel Dumnezeu ne lasă să intrăm cu capul dincolo de cortină în sala tronului, în împărăția lui Dumnezeu, o scenă descrisă în Apocalipsa 5, unde se spune cine este Domnul Iisus. Zice așa: apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, adică Dumnezeu Tatăl, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecetele? Deci avem o întrebare cu privire la vrednicia cuiva de acolo. Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ care se poate deschide cartea, nici să se uite în ea. Nici să deschide, nici să se uite în ea. Deci nu există nicio persoană vrednică. Da? Vorbim de vrednicia unei persoane. Nici un înger, nici un heruvim, nici un serafim care a fost sfânt de când l-a creat Dumnezeu până la momentul acesta, niciunul nu este vrednic. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Da? Și apoi zice așa: și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, deci avem o persoană centrală aici, da, este la mijloc, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Deci avem descris pe Duhul Sfânt ca cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu pentru a arăta perfecțiunea lui, și spune despre Duhul Sfânt că el este ochii mielului. Știm că Duhul lui Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu, da? Și totuși aici este descris ca fiind ochii mielului. Deci Duhul Sfânt este descris ca ochii mielului, iar mielul este la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi și între bătrâni, da? El este o persoană centrală aici. Foarte interesant. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, adică de la Dumnezeu Tatăl. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Deci imaginați-vă scena asta în fața lui Dumnezeu Tatăl. Persoana centrală descrisă este Domnul Iisus Hristos. Mai mult, el este descris ca cel care este vrednic să deschidă cartea. Nimeni din tot universul nu este vrednic să se uite în carte sau să deschidă cartea. Mai mult, el este cel care spune că are cei care are niște ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Mai mult, spune că în momentul în care a luat cartea, cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi, s-au aruncat la pământ înaintea mielului. Acum imaginați-vă dacă Domnul Iisus Hristos ar fi un simplu om glorificat. Ce blasfemie mai mare poate avea loc în univers? Nu ca pe pământ, ci chiar în sala tronului lui Dumnezeu, în fața tronului lui Dumnezeu, de față cu Dumnezeu Tatăl, făpturile acestea glorioase să se arunce înaintea Domnului Iisus Hristos, înaintea mielului. Este clar din pasajul acesta că Domnul Iisus Hristos nu este doar un om glorificat. El este un om glorificat, dar nu este doar un om glorificat. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Este o blasfemie ca Dumnezeu să fi permis ca în prezența lui să se întâmple așa ceva. Și cântau o cântare nouă și ziceau, și nu-i cântau lui Dumnezeu Tatăl, ci cântau lui Dumnezeu Fiul: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă și de orice norod și de orice neam. Și ai făcut din ei o împărăție de preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Și ascultați. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii, adică un număr incomensurabil, imposibil de calculat. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul. Nu spune vrednic este Dumnezeu, pentru că mielul este Fiul lui Dumnezeu, pentru că mielul este Dumnezeu. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cântarea,
cinstea și slava. Imaginați-vă din nou scena aceasta, ca toate făpturile, miliarde de îngeri să strige înaintea lui Dumnezeu Tatăl, să cânte înaintea lui Dumnezeu Tatăl, să proclame înaintea lui Dumnezeu Tatăl că mielul este vrednic. Da? Din nou, dacă mielul nu ar fi Fiul lui Dumnezeu, dacă nu ar fi Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, este cea mai mare blasfemie ca în sala tronului lui Dumnezeu, ca în prezența lui Dumnezeu, altcineva decât Dumnezeu să fie proslăvit. Auziți, mielul să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Toate lucrurile acestea sunt atribuite în general lui Dumnezeu Tatăl. Iar aici sunt date de față cu Dumnezeu Tatăl, Domnului Iisus Hristos. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Acum nu doar că îi dau mielului toată slava, cinstea, puterea, bogăția și lauda, ci îi dau Tatălui și Fiului, celui ce șade pe tron și mielului. Într-un fel îi pune pe același piedestal, pentru că ei sunt. Pentru că ei sunt. Mă întrebați la unde este Duhul Sfânt. Păi Duhul Sfânt este descris ca ochii mielului. Deci toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi sunt descrise în Apocalipsa ca primind slavă, cinste, putere, bogăție și glorie. Și cele patru făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Dragii mei, acesta este Hristosul pe care noi îl slujim, pe care noi îl iubim, pe care noi îl proslăvim, care îi aducem cinste, laudă, slavă. Nu ar trebui să aveți nicio secundă o reticență în a da toată gloria și toată slava Domnului Iisus Hristos, pentru că El este revelația supremă, perfectă, de sine a lui Dumnezeu. Da? Glorie Domnului Iisus Hristos, mielul care a fost junghiat, care este vrednic.